Bună ziua și bine v-am regăsit în bucătăria mea. Pentru astăzi, fiind bine, m-am gândit să vă pregătesc o mâncare de post, o fasole iarnie. Pentru această mâncare avem nevoie de următoarele ingrediente. O jumătate de kilogram de fasole, 3 morcovi mai mici, 2 felii de țelină, mai avem nevoie și de 4 cepe, 3 frunze de dafin, o legătură de mărar, ardei gras, sare după gust, 2-3 linguri de bulion, boiat dulce, puțin piper măcinat și un pahar cu ulei. Să ne apucăm să introducem fasolea care e muiată de aseară în apa care fierbe pe aceea gras, care fierbe în foc. Pentru fierbere e nevoie cam de, să zic, o oră și jumătate, două ore. Între timp trebuie să mai schimbăm apa cel puțin de 2-3 ori la această mâncare. Pe celălalt oi de aragaz am o altă licică cu apă care tot timpul trebuie să fie... A fiert prima apă la fasole și merge să scumăm apa. Schimbăm apa a doua oară la fasole. Și acum pun apa încălzită. Trebuie atât să fiarbă bine. După care facem prăjarea la fasole. Fasolea a fiert deja. Acum urmează să pun uleiul la încins. Îl lăsăm să se încingă puțin. Uleiul s-a încins deja. Acum voi adăuga ceapa. Dar salatul cu camărul. Și ardeiul gras, îl adăugăm și pe el. Și puțină sare după gust. Amestecăm. Până când se încălesc câteva minute, 5 minute, zarzavatul și cu ceapă. Voi adăuga și puțin piper negru măcinat și puțină boia dulce de ardei pentru un gust mai aparte. Și amestecăm. Și mai lăsăm un pic 2-3 minute până când se călesc ceapa și zahărul. Ceapa s-a călit, după cum se vede, și adaug bulionul. Amestecăm un pic. După care voi adăuga fasolea fiartă în practică. Amestecăm. Și voi adăuga și cele câteva foi de dafin pe care vi le-am spus la început. Îi dă un gust mai aparte. Și acum o lăsăm cam 5 minute să fiarbă.
fasolea a fiert deja, e gata. Și adăugăm puțin mărar verde. Vă dorim să aveți poftă.